Locuitorii comunei Prahovene Măgureni s-au reîntâlnit la Târgul de Toamnă, un eveniment așteptat în fiecare an, de la care nu lipsesc produsele tradiționale și concertele cu artiști iubiți de public. E o tradiție pentru locuitorii comunei Măgureni și pe care vreau să o ducem an de an. Mai departe ne bucurăm că avem artiști de renume, că vremea e bună, că cetățenii sunt în număr mare prezenți. Să-i mulțumesc primarului Gigi Iordache, Gheorghe Iordache și Consiliului Local, că de fiecare dată încearcă să aducă ceva pe lângă munca de zi cu zi, pe lângă proiectele pe care le-au derulat de-a cursul anului. Și gândiți-vă că aici, în Măgureni, cineva spunea mai devreme, parcă a fi un cartier a unui oraș. Avem trotuare, avem drumuri asfaltate, avem canalizare, avem apă, este tot. Abia aștept să văd când se pune în funcțiune proiectul, dar cred că pentru următorul mandat, ruta. Și atunci o să vedeți cum această minunăție, toată lumea o să fie cu ochii pe comuna Măgureni. Da, ca în fiecare an, venim cu drag la sărbările toamnei aici la Măgureni. Este o tradiție de foarte mulți ani și mulțumim pe această cale Consiliului Local și domnului primar pentru invitația făcută. Pentru noi care suntem prahoveni și care ne dorim să fim în mijlocul cetățenilor, este o oportunitate să ne întâlnim și să discutăm și cu alte ocazii decât cele care mergem de obicei. La sărbătoare au fost invitați și reprezentanți ai localităților de peste Prut, cu care comuna Măgureni este înfrățită. Venind în România, mă simt mai mult ca acasă, întotdeauna am spus lucrul ăsta și mai ales având prietenii din care îmi înconjoară, îl cunosc pe Andy, pe domnul primar, doamna deputat, vin foarte, foarte deschis și mândru aici la Măgureni. Nico s-a numărat printre artiștii care au urcat pe scena de la Măgureni. De fiecare dată vin cu drag, mai ales în provincie, pentru că oamenii chiar știu să distreze, cântă împreună cu noi și este lucrul cel mai frumos pentru mine. Nu le-am cântat, ar fi trebuit să le cânt așa, uite, de exemplu, în momentul ăsta, asta simt, să cânt. A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva, umbra unui copac sau mai bine, sau mai bine cu umbra ta. Cornel Fugaru, o piesă superbă. Oamenii s-au distrat din plin. Așteptam să sosească ca să poți să mai ieșim și noi, să ne mai recreăm un pic, mai ascultăm o muzică, mai vedem și noi ce e pe aici. Așteptăm festivalul, așteptăm muzica, așteptăm cântăreții, așteptăm. A fost așteptată. E frumos, ca de obicei, datorită domnului primar. Mulțumim pentru toate cele care... Cei care au ajuns la festivalul de la Măgureni au putut gusta și cumpăra bunătăți tradiționale de la producătorii locali, dar și obiecte handmade.